Ție îți place exteriorul? Ai da. Spus că ți-a am plăcut, vorbit deja da? Mie îmi place interiorul. Haide. Te rog. Mașina asta este specială de la cum deschizi portierele până la cât spațiu ai înăuntru, nu? Da. Fiind o mașină electrică, nu cu motor convențional, așa cum suntem obișnuiți, spațiul în habitacul este foarte generos. Deși în poze mașina poate părea mică, o mașină da. De oraș, în realitate este un crossover cu dimensiuni mai mult decât generoase. Da, din ce știu eu, să mă corectez dacă greșesc, e mai lat decât un Tucson, da, mai scund, dar este mai lung și are un ampatament ca de Santa Fe. Am zis bine? Da. Da. Bun, îmi place că avem platforma dedicată mașinii electrice. Da. Avem podeaua perfect plană în toată mașina. Avem o consolă care se mișcă cam 14 cm. 14 cm, unde putem să depozităm device-uri pe care putem să le punem la încărcat în zona asta centrală. Și ce îmi place foarte mult, pentru momentele în care stai la încărcat. Designerii s-au gândit și atunci mașina vine cu aceste scaune care se transformă în șezlong. Să chill, nu? Așa. Da. Stai la cât timp se încarcă mașina, care oricum se încarcă rapid. Foarte rapid, foarte. Aș putea spune. Atâta timp cât avem și o stație super charge. Bun, instrumentarul de bord este format din două display-uri uriașe cu 12,3 inch diagonală. Exact. Și ce e foarte șocant așa când te urci la interior este faptul că rama acestor display-uri este albă. Da, este albă. Și grafica? Foarte puțin obișnuit. Grafica poți să o alegi neagră sau albă și toate comenzile sunt foarte bine delimitate. Da, un design minimalist, așa cum suntem învățați, majoritatea mașinilor electrice, toate comenzile ușor de folosit, cum spuneai mai devreme, foarte multe spații de depozitare, inclusiv în cotieră, inclusiv torpedou. Apropo de spații de depozitare, avem portbagaj în spate. Și mai avem un mini portbagaj în față. Da. Și nu în funcție de versiunea pe care o alegi, poți să ai... Da, un portbagaj puțin, când vorbesc de portbagaj, zic în partea din față, puțin mai spațios pentru varianta cu un singur motor. Varianta care vine cu tracțiune spate. Cea care are două motoare, mai acolo are. Spațiul este mai micuț. Și... Din punct de vedere tehnologie, avem o premieră, nu? Dacă greșesc să mă corectez, pentru Hyundai, head-up display cu realitate augmentată. Da, este o premieră pentru Hyundai, acest head-up display cu realitate augmentată, unde practic parbrizul mașinii este folosit ca head-up display, unde șoferul își poate face proiecția cu ce are nevoie, informații despre navigație, viteză, siguranță. Acum o să te rog să mă scuzi un pic. O să mă relaxez în Hyundai Ioniq 5, cât luăm o pauză. Revenim!